faceți când erați mici? Ce ne-am dorit să fim? Da. Prima, zi, prima. Educator. Educator? La frățător voiam să fiu, dar... Păi, eu tot timpul când o întrebați, a vrut să fie musafir. Da. Mai am alți prieteni care au vrut să fie călători. Da, și poți să faci o veselie din asta, poți să faci să fii călător în jurul lumii. Am avut și invitată care a făcut călătoria de un an împreună cu copilul. Există oameni care au ieșit din zona de confort, care au terminat jobul ăla de la 9 la 5 la plictisitor și s-au hotărât să plece cu un rucsac, cu $150 și în lume, hop, în jurul lumii. Unul din cazurile astea este și al lui Bogdan, pe care le vedem în câteva imagini. Dacă vreți să vedeți cum se poate călători cu câți dolari pe zi, ai zis? $5. Cu $5 pe zi? Doar de mâncare. Doar de mâncare. SmileyTraveler.com. Dacă vreți să vedeți cum se poate călători cu câți dolari pe zi, ai zis? $5. Cu $5 pe zi? Doar de mâncare. Doar de mâncare, intrați pe blogul lui și lăsați acolo, nu știu cum, uite. Peace and love. Peace and love. Bogdan Veselovski este voluntar și călător de meserie. Până la 30 de ani a reușit să atingă performanța de a călători în 55 de țări. Cum a realizat asta? În primul rând, a renunțat la confortul garsonierei din centrul Bucureștiului, la jobul dintr-o companie mare, la stereotipurile și așteptările sociale. Cu un rucsac plin de conserve și câteva lucruri de bază, a început să străbată cu autostopul Europa, pentru ca mai apoi să traverseze Rusia, Africa și America de Sud. A plecat voluntar. Activitatea lui se rezuma la a-i ajuta pe alții și a preda engleza copiilor din țările defavorizate. Tot de aici i-a venit și mica rentă cu care a reușit să se întrețină, $150 pe lună. Bugetul zilnic este strict și se rezumă la $5 alocați pentru mâncare. Nu a dus niciodată lipsă de nimic, totuși s-a bucurat de ospitalitatea oamenilor de pretutindeni și de bunăvoința șoferilor care l-au luat la drum. De-a lungul anilor și călătoriilor a păstrat legătura cu familia și prietenii prin intermediul scrisorilor electronice. Happy Man, cum îi spuneau elevii lui africani, scria celor de acasă jurnale de călătorie. A adunat pe lângă multele amintiri, zeci de prieteni și sute de giga de imagini, toate mărturii ale locurilor prin care a poposit. Călătorește singur, dar nu se simte niciodată singur. Spune că a avut norocul să întâlnească oameni deosebiți în drumul lui, cu care ține legătura chiar și acum. Dacă inițial își dorea să călătorească cât se poate de mult până la 30 de ani, acum, la cei 30 de ani, își dorește să rotunjească numărul țării în care a poposit la 100. Aflat pentru scurt timp în țară pentru a-și vizita familia, Bogdan, un fericit și călător de meserie, își continuă călătoria în jurul lumii și pleacă spre meleaguri noi. Urmează Asia, Oceania, America Centrală și de Nord. Da, curioși. Ce drăguț. Cum fi reușit? Cu o mică doză de nebunie, zic eu, că altfel n-ai cum să reușești. Așa mă gândeam și eu. Și cu multă voință. Cred că i-a luat mai mult de $5 să vină din București până aici la noi, dar îi mulțumim că a acceptat invitația noastră și vedem mai de aproape o poveste care poate ne ajută să ne dăm seama că a călătorii este cel mai tare lucru pe care poți să-l faci în viața asta. Bogdan Voloschievici. Hai că am prins un camion, m-a lăsat pe centură. Acasă. Zic că ăsta e ghiozdanul cu care umbli. Asta e, nu mă pot despărți de el. Poți să pun mâna pe el sau e... Pune-mă. Ia vezi. Te ajut? Da. Ce unde? Hai mă, ce e greu? Păi greu, tu crezi că e așa? Pune-l în spate. Cum să-l pun în spate? Zi-mi, ai pe el peste tot pe unde tot ce trebuie, da. Așa, vă rog, Vaticanul. Și cu steagul României, bineînțeles. Croația, Austria, niște... A cunoscut săracul cu o grămadă de continente și Grecia. Are valoare sentimentală. Da, păi aici trebuia să fie Grecia cu fața spre mine. A fost cadou meu de 18 ani și de atunci l-am plimbat prin munții noștri, prin țară. Cine și apoi am zis... Cadou? Mama. Mama ți-a făcut cadou? Da. Ia pune-l pe fotoliul albastru, te rog, și ia un loc tu pe ros. Prietenul tău acolo și tu aici. Deci mama ți-a făcut cadou... Cu ce gând? Cu gândul ăsta? Cu gândul ăsta, să știi că, uite, mama a zis, fiule,
lumea e mare. Dar nu cred că s-a aștepta să ajung chiar atât de departe. Atât așa vesel ești? Da. E molințitor, să știi. Da, 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 foarte tare. Cel mai tare loc pe care l-ai văzut din toate țările pe care l-ai vizitat până acum? Doamne, e greu de spus. Nu știu dacă există călător să spună da, ăsta e cel mai tare loc, cel mai minunat, pentru că experiența fiecăruia e diferită, îți dai seama. Și fiecare țară are specificul ei. Sau cel mai apropiat de vibe-ul tău. Pentru că ai natură, ai oameni, ai mâncare, da, ai... Ai singur peste tot, adică singur. Nu e greu. Dacă e să mă gândesc, uite, gândindu-mă la natură, Patagonia de departe, adică sudul Americii de Sud, sud de Chile și sudul Argentinei. Doamne, ce lacuri, ce munți, ce ghețari, ce râuri, ești în paradis. Ca oameni? Oh, și oameni, mai aproape turcii, mai departe brazilienii, doamne, eu mărind de samba, alegria, nu, siesta și fiesta în fiecare siesta zi. Siesta și fiesta. Da. Și nu ți-e greu, bănuiesc că ai trecut și prin... Îți dai seama că nu e ușor și stilul meu de a călători un pic extrem, să spunem, cu autostopul, ai și... zile cu ploaie, soare, trebuie să găsești loc de cort, ți-e foame, ți-e sete, ți se rupe, nu știu ce... El termină Asia Express în două zile? Dacă se duce acolo? Ce fluieră! Da. Wow, sunt și peripeții, dar ăsta e frumosul. Nu, dacă totul e perfect, ce mai povestești după aia la nepoți? Păi se vede că e frumos, că ești atât de vesel, că nu vine să cred. Nu știu, devii... Vesel nu... de la Veselovski, știu eu de la numele tău. Probabil. Dar cum ai ajuns, cum te-ai gândit să începi să faci chestia asta? Am început ca tot omul, nu, să-și cunoască țara. Uh-huh. În studenție, pe munți, pe potecile noastre și ușor, ușor, visul meu de absolvire a zis, băi, vreau să cunosc Europa așa, după filmul Eurotrip, dar am zis, da, să fac și mai extrem, cu Iamonene, cu autostopul. Și merge din țara perfect. Cu autostop ai plecat? Am plecat prima oară așa, până prin Polonia, după am mai făcut așa un tur altă vară prin Scandinavia, până prin Olanda, cam toată Europa și după am zis, băi, ce frumoasă e lumea, ce oameni minunați și dacă... Asta e secretul, să gândești pozitiv și întâlnești numai experiențe, ai parte de experiențe minunate și de oameni minunați. Și ulterior am prins un proiect de voluntariat în Malawi, în Africa, timp de un an. Wow. Și am zis, ce-ai doamne, acolo? A fost un proiect nou, trebuia să ne ocupăm noi voluntari în principal de un centru de tineri. Și un pic cu activitate, trebuia să-i ținem în priză. Activități culturale, sportive, am și predat pe la grădiniță, pe la școală, am ajutat un pic la spital, cu copii, cu oameni, cu de toate, așa... Ce îți place lucru cu oamenii, nu? O, da. Și vă dați seama, într-un sat îndepărtat din Africa, primele două luni n-am avut electricitate, am zis, mă, dacă un localnic poate să trăiască, eu de ce nu? Așa că m-am adaptat... A fost cea mai lungă perioadă cât ai stat plecat, un an? Nu, un an a fost în Africa, da. Și ulterior am prins un mic proiect prin Siberia, prin Rusia... Și de acolo aproape că mi-am dat interviu în cort, Skype, pentru America de Sud. Și acum, recent, de nici 3 săptămâni, m-am întors din America de Sud. A fost un proiect un an în Ecuador, într-o comunitate de indigeni din Amazonia ecuatoriană. Și un alt an am zis, mă, dacă tot stai aici, de ce să nu profiți și să dau roată continentului? Și am luat-o așa frumos cu ea, mă, nene, funcționează minunat. Și așa am cunoscut, am ajuns în Țara de Foc, un punct, în localitatea mai sudică din lume, Ushuaia. Și Argentina, Brazilia, Columbia, Venezuela, țări minunate. Dar pe bune doar $5 pe zi de pe mâncare? Deci, eu am avut garsoniera mea micuță de aici din București, am închiriat-o și ăștia erau... Asta era practic bugetul meu de... Din banii aia trăiai? Da, așa. Și cum ai ajuns din Africa în Siberia? Cu ce? Că n-ai cum să iei cu mânele. Uite că și proiectele astea de voluntariat, în general, cauți, dacă vrei, da, cu ceva se poate. A fost un proiect finanțat de Ministerul Educației din Ecuador și mi-au plătit transportul frumos cu avionul. Așa. Dar unui bătrânel din Turcia, ce i-ai făcut? Că am înțeles că și acum este foarte supărat pe tine. Foc și pară este chiar. Ce i-ai făcut? Chiar am întâlnit fete care mă întrebă, mamă, ce mișto de... Cum călătorești tu cu autostop? Păi puteți și voi. Nu că e periculos, că se mai pot întâmpla una alta. Mai, să știți că nu doar voi fetelor. Eram eu prin Turcia
Și mai la ocazie un bătrân într-o mașină și mai veche decât el, săracul cu Parkinson, îi tremura mânuța pe volan, mai schimba așa. Și probabil să nu-i mai tremure mâna, a pus-o pe scaun și ulterior pe scaunul meu. Să nu-i tremură mâna, nu? Și ușor, bebeșarul. Așa, îți puteți seama că m-am speriat, am făcut o față așa, dar băi, bătrânel, tot, i-am luat mânuța, i-am pus-o frumos pe locul lui, pac din nou. L-am supărat pe săracul bătrânel, nu l-am satisfăcut, în primul oraș a zis nu, că el nu merge mai departe. Îți dai seama că ai parte și de experiențe, și de experiențe amuzante, și de peripeții. Ce vârstă ai plecat prima oară? Cât aveai? Din țară, așa, extrem, da. Cât aveam? 25, când am terminat facultatea. Da. Ce ai terminat? Limbi străine. Limbi străine. N-ai profesat niciodată, nu? Am ajuns ca profesor de engleză pe piși pe acolo, dar nu doar limbi străine, dar atâtea, 10 facultăți și 10 biblioteci nu fac cât o călătorie de genul ăsta. Limbi străine, istorie, geografie, înveți de toate. Și ce urmează? Unde mai pleci acum? Ce urmează? Nu vreau să stau locului, e ca un drog. Odată porni pe drumul ăsta, e greu să te mai oprești. Dar ce înseamnă, iartă-mă, Florine, ce înseamnă muzungu? Am auzit că în Africa te vânau oamenii pentru chestia asta, pentru că tu erai muzungu. Muzungu sau azungu, în multe țări africane, reprezintă omul alb. Și vin copiii, te urmăresc, muzungu, 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 muzungu. Acasă, rămâne acasă? Acasă, bineînțeles, e acasă. Chit că casa mea e lumea, dar acasă întotdeauna vă dați seama că rămâne România. Băi, baftă și... în călătorii. Îmi place că ești o persoană pozitivă și... Mersi mult. Sper să vezi cât mai multe locuri și să le povestești și nouă măcar până să ajungem și noi acolo. Baftă, Bogdan. Mersi. Mai bine. Foarte tare. Muzungu! Muzungu! Muzungu, noi muzungu, nu muzungu. Noi pauză.